ziua și bine v-am regăsit la emisiunea Tu ai cuvântul. De multe ori, absolvenții de liceu, atunci când părăsesc băncile școlii, sunt în mare impas. Nu știu pe ce drum să o apuce, ce carieră să îmbrățișeze. În acest sens, Facultatea de Inginerie din municipiul Hunedoara, alături de Universitatea Politehnică din Timișoara, încearcă să vină în sprijinul acestor tineri care, așa cum spuneau, sunt în impas de multe ori. Invitați în platou astăzi sunt doctorand inginer Florin Bodin din cadrul Universității Politehnice Timișoara. Bună ziua și mulțumim că sunteți prezent la noi în platoul emisiunii. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și bine v-am găsit! Alături de noi este și universitar doctor Caius Pănoiu, decanul Facultății de Inginerie din Hunedoara. Bună ziua și bine ați venit și dumneavoastră! Bună ziua. Și nu în ultimul rând, domnul doctor economist Marius Benea din cadrul Facultății de Inginerie Hunedoara. Bună ziua și bine ați revenit în platoul emisiunii noastre! Mulțumesc! Mi-a făcut plăcere să vin la dumneavoastră în studio! Cu drag. Și dumneavoastră, telespectatorii, puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook Tu ai cuvântul sau puteți să ne urmăriți live pe site-ul www.tvhunedoara.ro. Aș dori, înainte să ajungem la ce se va întâmpla în județul Hunedoara, să ne povestiți puțin ce s-a întâmplat în urmă cu puțin timp în Timișoara. Am fost zilele carierei. O să vă rog să dezvoltați puțin ceea ce s-a întâmplat acolo. Da, în 2012, la fel ca și la toate instanțele din țară și la Universitatea Politehnică din Timișoara, s-a schimbat conducerea universității. Odată cu schimbarea membrilor conducerii universității, era normal să se reia legătura cu ceea ce înseamnă colaborarea cu mediul economic. De aceea, în data de 2 octombrie 2012, la Politehnică în Timișoara, a avut loc o masă rotundă la care au participat reprezentanții marilor companii din zonă, prilejul cu care... Din toată zona de vest. Din toată zona de vest, exact. Prilejul cu care s-au discutat, s-au rediscutat toate posibilitățile de colaborare care pot exista între o companie și Universitatea Politehnică din Timișoara. Printre posibilitățile de colaborare s-a enumerat și oportunitatea organizării unui târg de oferte pentru studenți. Am denumit acest târg de oferte Zilele Carierei și în perioada 21-22 noiembrie 2012 a avut loc prima ediție acestui eveniment la restaurantul universitar al Politehnicii din Timișoara. Ca și activități care s-au desfășurat în cadrul acestui proiect au fost în primul rând zilele de stand. Practic, reprezentanții companiilor au fost prezenți și și-au putut prezenta, în primul rând, compania, apoi ofertele. Și când spun oferte, mă refer la oferte de practică, la posibilitatea de a, ca studenții noștri să se înscrie, să viziteze compania respectivă, la oportunitatea de a-și face proiectul de finalizare a studiilor și mă refer atât la studenții de la ciclu licență, cât și la studenții de la ciclu master, posibilitatea de a scrie proiectul de licență sau de dizertație în colaborare cu o companie, cu o temă aplicată în compania respectivă și, de asemenea, studenții au putut și absolvenții au putut asista și la prezentările companiilor respective. Dar, așa cum am spus, puteau să afle câte informații, să intre în contact cu reprezentanții la stand, apoi puteau să asiste la prezentări, să afle mai multe detalii și, în măsura în care interesau și mai mult, puteau să participe la vizite în companiile respective. Dacă la prima ediție au participat 33 de companii, am avut ca și grup țintă studenții și absolvenții Universității Politehnica, care au participat într-un număr aproximativ de 3.000 Vorbim de persoane, prima ediție. S-a considerat, după sesiunea de feedback de la prima ediție, de către reprezentanții companiilor, de către reprezentanții mediului universitar, dar și de către studenți și absolvenți, că este oportun să se întâmple o a doua ediție și, de fapt, așa vom și face de acum înainte în fiecare an. În luna octombrie vom organiza o ediție și în luna martie, sfârșitul lunii martie, vom organiza o a doua ediție. De ce în luna martie? Pentru că la Politehnică procesul de învățământ este organizat pe două semestre,
În semestru 2, primele 7 săptămâni, dacă mă refer la studenții din anii terminali, sunt dedicate activității de predare, iar următoarele 7 săptămâni sunt dedicate pregătirii lucrării de finalizare a studiilor, de licență, respectiv lucrări de master. Și atunci, practic, este sfârșitul lunii martie, reprezintă perioada în care ei încă mai sunt prezenți la activități didactice. În rest, în celelalte 7 săptămâni, ei vin și colaborează cu cadrul didactic coordonator de proiect de licență sau de dizertație pentru elaborarea lucrării de finalizare a studiilor. Este atunci destinat exclusiv studenților sau au posibilitatea și elevii de liceu să participe la acest eveniment? Da, la această a doua ediție ne-am gândit să introducem ca public țintă și elevii de liceu. De ce? Pentru că se apropie perioada de admitere la universități. Universitatea noastră are 10 facultăți, 9 în Timișoara și a 10-a facultate a Politehnicii, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, și atunci am amenajat și pentru facultăți câte un stand, astfel încât elevii din anii terminali, dar nu numai, cei care sunt interesați să-și continue studiile la Universitatea Politehnică, să poată să afle mai multe informații despre specializările pe care ei le vizează și, mai mult decât atât, ce poate fi mai palpabil decât să vii, să vezi care este oferta de studii la Universitatea Politehnică, apoi să te uiți peste drum, să întorci puțin capul, să vezi dacă vei termina o anumită specializare, ce companii te așteaptă și cu ce oferte după finalizarea studiilor. Sau putem să luăm și invers. Putem să vedem ce se caută pe piață și apoi să mă duc la stand să văd care este facultatea care mi se potrivește. Au posibilitatea să facă și vizite în cadrul acestor companii? Pentru că povestim, ei văd, știu eu, niște fluturași, pliante pe care scrie ce oferă acea companie și cu ce se ocupă anume. Însă, cred că impactul este mult mai mare atunci când tinerii merg și văd efectiv ce se face în acea companie. Sigur că da. Noi am dorit să organizăm într-un spațiu generos, cum este etajul 1 al restaurantului Star Politehnica, unde, bineînțeles că pe lângă acțiunile academice se mai întâmplă și acțiuni gen, eu știu, să spunem așa, nunți. De ce fac paralela asta? Pentru a spune că acolo încap 800 de invitați la o nuntă, ca să ne facem o imagine asupra spațiului respectiv. Dacă la prima ediție doar 2-3 companii au venit și cu machete și cu tot felul de, să spun așa, aparatură, la a doua ediție, văzând că spațiul pus la dispoziție este generos, mare parte din companii au și venit cu a arăta cât mai practic ceea ce se întâmplă în compania respectivă. Și da, sigur că da, și elevii, la fel ca și studenții și absolvenții, au avut posibilitatea, în primul rând, să discute cu reprezentanții pe departamentul de resurse umane din compania respectivă, dar și cu specialiștii din compania la care participau, de care erau interesați, de, da? Dorințele lor, apoi exact. Și ei puteau de asemenea să participe la prezentări și se puteau înscrie pe listele care erau chiar la stand pentru a vizita pe parcursul lunii aprilie, deci pe parcursul acestei luni, și companiile care le-au trezit interesul. Aceasta a fost cea de-a doua etapă a primei ediții și cred că nu greșesc. A fost pentru prima dată organizat acest eveniment Zilele Carierei în cadrul Universității Politehnice Timișoara. Prima oară în acest an universitar, și pentru că și Facultatea de Inginerie din Hunedoara este tot facultatea universității noastre, ne-am gândit că este oportun ca și la Hunedoara agenții economici, companiile din zonă, să fie prezente în mijlocul studenților și absolvenților noștri, în primul rând, dar nu numai, o să vă postească domnul decan și domnul profesor Benea mai multe lucruri despre ceea ce se dorește să se organizeze la Timișoara, dar pentru că, practic, să spunem așa, avem experiența organizării acestei evenimente la Timișoara, iată, în două ediții, vom fi prezenți și aici la Hunedoara ca să îi sprijinim pe colegii noștri la Hunedoara, astfel încât și proiectul care și evenimentul care se va întâmpla la Hunedoara să fie un eveniment de succes. Vorbim de Hunedoara. În cadrul Facultății de Inginerie, o să vă adresez aceeași întrebare, a mai fost organizat până acum un astfel de eveniment dedicat
până la exclusiv tinerilor, vorbim aici și de elevi, absolvenți de liceu, chiar și studenți, care să vină în sprijinul lor până la urmă, pentru că de multe ori, așa cum am spus și la începutul emisiunii, finalizează cursurile unui liceu, nu știu încotro să o apuce. Nu a mai fost organizat până în prezent un astfel de eveniment la Facultatea de Inginerie Hunedoara, dar pot să spun că asta nu înseamnă că noi nu ne preocupăm de viitorul absolvenților noștri, mai ales având în vedere că unul dintre criteriile de acreditare al specializărilor constă în ocuparea în domenii în care s-au pregătit sau în domenii înrodite de către absolvenți după ce au absolvit studiile de licență, respectiv de masterat. Spuneam că nu înseamnă că nu ne preocupă lucrul acesta și asta pot să afirm pentru că pe parcursul studiilor de licență, din partea facultății se arată un interes deosebit în participarea studenților la excursii de studii, prin aceasta înțelegând excursii pe care le organizează ca obiective țintă în funcție de specializările pe care le au studenții la diverși factori economici care până în prezent s-au arătat foarte interesați și foarte receptivi la acest fenomen. De asemenea, pot spune că organizăm în fiecare an de circa 12-13 ani o sesiune studențească, de obicei în luna mai. Este adresată tuturor studenților, dar în special celor care sunt cu lucrarea de licență înspre finalizare și pot să-și prezinte rezultatele muncilor. Sesiunea se încheie cu premii, o masă festivă și la sesiunea respectivă participă nu numai studenții de la Facultatea de Inginerie Hunedoara, ci sunt studenți, aș putea spune, din toată țara. Au fost de la Cluj, Oradea, Petroșani, Alba Iulia, din multe centre. Da. Centre, da. Și anul acesta, ca să completez intrările la sesiunea de comunicări științifice și două referate din Franța, de la studenți din Franța. Deci au venit studenți... Au trimis lucrările. Da. Deci inclusiv din Franța. Este un plus, dacă aș putea spune, pentru, exact, pentru Facultatea de Inginerie, pentru universitate, în primul rând. Când se vor organiza la noi în județ aceste zile ale carierei? În primul rând, acest eveniment, încă o dată vreau să-l felicit pe domnul Bodin, că dânsul a fost creierul și inima acestui eveniment inedit, vreau să spun, chiar cred că la Politehnică sau la nivelul Timișoarei. Este de fapt un eveniment care este nu altceva decât marketing. Adică studierea pieței educaționale într-o anumită zonă. Am preluat ideea domnului Bodin cu copyright-ul necesar și dorim să organizăm și noi un astfel de eveniment. Că va rămâne zilele carierei, eu am mai propus un termen mai gherier, așa, mai războinic, arena educației, vom vedea cu domnul decan cum o să o denumim. Exact. Noi ne-am gândit la un mic amendament sau știu, o updatare sau downloadare a evenimentului. Întotdeauna la orice eveniment există loc de mai bine și atunci de ne ce gândim, să nu... Nu știm până nu iese. Adică ne-am gândit în felul următor. Să participe cu standuri la acest eveniment, repet, numele mai discutăm, licee, deci cu standuri licee, de asemenea universitățile din zonă, dacă vreți le numesc, dacă nu, nu? Oricum Politehnica din Timișoara e prezentă, respectiv Facultatea de Inginerie, pot să le numesc. Vă rog. Deci am tatonat și am purtat discuții deocamdată verbale. Deci au fost purtate deja tatonări, discuții urmând să le trimitem în scris invitații și, bineînțeles, cu confirmări sau Universitatea din Petroșani, Vasile Goldiș, care are și Deva, Alma Mater din Sibiu, care are la Hunedoara, poate să vină și tine, Lucian Blaga din... De asemenea,
avem semnale că poate să vină, s-ar putea să vină și Universitatea de Vest din Timișoara și mai cochetăm, ca să spun așa, cu câteva. De ce vrem acest lucru? Și bineînțeles, companii care au fost purtate discuții cu reprezentanții companiilor din județ? Și aș vrea să spun, să nu trec mai departe, despre licee. Chiar în urmă cu 2 ore, cred că, am purtat discuții la Inspectoratul Școlar Județean cu doamna general adjunct și vreau să vă spun că am avut o mare înțelegere la dânsii și chiar o deschidere. Mulțumesc. Și chiar au doresc să participe. Urmează de asemenea să facem înscrisurile necesare. Care se va termina printr-un parteneriat. Iată, deci, un prim parteneriat la acest eveniment, bineînțeles, Politehnica, parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. E foarte bun pentru că mobilizează școlile. Noi nu știu dacă am fi avut puterea așa de sine stătător să mobilizăm, pentru că, de fapt, și pentru noi, pentru universități și firmele care vor participa acolo, vrem să atragem studenți, elevii chiar de pe băncile școlii. Și liceele sunt interesate și am convenit cu doamna inspector general adjunct să vină grup țintă, elevi, clasa 7, așa 8, să vadă liceele. Da, să merge așa, mână în mână, dacă îmi permiteți această expresie. Și să vină din anii terminali, fie a 10-a, 11-a, chiar a 12-a, nu a 12-a, că 12-a e târziu. Sau, mă rog, în bună parte. Ca să vadă ce? Ca să vadă ofertele educaționale. Repet, cred că vor fi vreo 5 universități până la urmă, deci nu numai noi. Au de unde să aleagă. Deci de-aia am spus în arenă, la bătaie, în sensul bun al cuvântului, și companiile. De asemenea, mai pot să spun de un partener, dacă îmi permiteți, tot cu ocazia acestui eveniment. Dacă sunt instituții publice și nu... Zic că nu instituții. E o instituție, se numește Hunedoara TV și ziarul Hunedoreanu. Așa, da, se poate. Cu drag, sprijinim tot ceea ce înseamnă educație, mai ales că în zilele noastre este un subiect, să zic, puțin mai sensibil de multe ori, având în vedere că se întâmplă ce se întâmplă și vedem cu toții, din păcate. V-am întrebat când se va organiza, nu mi-ați spus o dată concretă. Împreună, de comun acord cu domnul decan și conducerea facultății, considerăm că în acest eveniment necesită un pic de timp și de asemenea și perioada trebuie găsită, să fie școli, să nu fie sesiuni. Deci ne-am gândit în DEVA, Casa de Cultură, 22 și 23 mai. Deci vor fi 2 zile în care se va organiza acest eveniment. Estimăm că între orele 10 și 18 sau în fine. Pentru că legăm acest eveniment de ceea ce se spune a studenților, care este în aceeași perioadă, 24-25. Deci 4 zile de sărbătoare educațională, sau cum să numim. E bine, sună bine, dacă dumneavoastră vreți așa. Și oricum, dacă îmi permiteți un sfat, mie chiar îmi place cum sună Arena Educației. Nu știu dacă e bine că v-am spus sau nu v-am spus. Mulțumesc. Eu m-am gândit să introduc la OSIM pentru orice eventualitate. Să nu existe discuții, nu? Da. Bun, o să revin la dumneavoastră, domnule Bodin. Au avut, de fapt ați avut din partea tinerilor din Timișoara feedback-ul dorit? Sigur că da. Spuneam că a fost organizată cea de-a doua ediție pe parcursul lunii martie, tocmai datorită solicitărilor, în primul rând, a angajatorilor care în continuare au avut oferte disponibile pentru aceștia. Mai mult decât atât, dacă poate în octombrie n-au conștientizat că se apropie perioada de practică, în luna martie au fost mult mai vigilenți cu acest aspect, pentru că trebuie să-și găsească la sfârșitul anului universitar o companie unde să-și desfășoare practica de vară. De asemenea, poate că cei care erau în anii terminali nu au conștientizat în octombrie că se apropie perioada de finalizare a studiilor și că au nevoie de un loc de muncă și mai departe de bani. Și s-a văzut și prin participarea la eveniment. Dacă la prima ediție am avut în jur de 3.000 de participanți, la a doua ediție am avut cifra s-a apropiat de 6.000. S-a dublat. Dacă am avut 33 de companii
a fost nevoie de 50 de standuri pentru cea de-a doua ediție. A fost 46 de companii prezente și restul au fost standurile facultăților. Noi, atât de la companii, după cele două zile de stand, i-am rugat să ne dea feedback, în sensul că au avut niște formulare de feedback pe diverse, lucruri care s-au întâmplat pe parcursul celor două zile de eveniment. Am cerut feedback și studenților după ieșirea de la târg și de asemenea am cerut feedback și celor care s-au ocupat de toată partea de organizare, pentru că dacă este să mă refer la organizare, Centrul de Informare și Consiliere a Studenților din Universitatea Politehnică pe care îl coordonez s-a ocupat practic de organizarea acest eveniment, dar cu sprijinul și cu toată implicarea conducerii universității și a facultăților din Timișoara. Pentru că am recurs la cea de-a doua ediție, organizând pe patru secțiuni, respectiv, așa cum a și spus domnul Benea, că și la Hunedoara se va întâmpla, vor fi două zile de stand, vor fi două zile de eveniment, între orele 10 și 18 în fiecare zi, așa s-a întâmplat. Timp suficient să vină la orice oră, în cazul în care au alte probleme, două zile au timp să... Mai mult decât atât, ne-am împărțit, de exemplu, de la 10 până la ora 14 o secțiune, de la ora 14 până la ora 18 altă secțiune, patru secțiuni, de fapt, în cele două zile, în care au avut loc prezentări de companii pe specific, eu știu, pe IT, pe mecanică. Domeniile sunt variate, nu e doar un singur domeniu de activitate. Am avut firme prezente pentru toate specializările la care Politehnica pregătește studenți, absolvenți, de fapt. Și atunci am dat liber de la școală în intervalele respective, astfel încât să poată să participe la acest eveniment. Feedback-ul companiilor a fost că își doresc să participe în continuare la acest eveniment, îl consideră binevenit pentru că au ocazia să se întâlnească, să fim... Se întâlnească cu tinerii care probabil sunt bine pregătiți, da, majoritatea unui absolvent, dintre ei... Să spunem că mai greu este să aibă acces la o companie. Pentru că în momentul în care compania a venit acolo în mijlocul campusului universitar, de fapt acolo este situat restaurantul Universitar Politehnica, repet, absolventul a avut sau studentul a avut ocazia să discute efectiv cu angajatorul prin prisma Departamentului de Resurse Umane, dar și cu specialistul, cu inginerul din compania respectivă pentru a afla detalii tehnice. Feedback-ul studenților a fost, noi am căutat să aducem cât mai multe companii, astfel încât să răspundem tuturor specializărilor. Alege, exact. E adevărat că la anumite specializări, cum ar fi parte de IT, parte de automatică și calculatoare, am avut cele mai multe companii participante. Feedback-ul a fost că toți studenții la toate specializările și așa fi dorit și mai multe companii și mai multe din oferte. Din acest domeniu sau în general? În general, și-ar fi dorit mai multe oferte. A fost privit ca un lucru bun, deoarece studenții și-au găsit mult mai ușor ofertele de practică, și-au găsit mult mai ușor oferte de locuri de muncă, pentru că știm foarte bine să aplicăm pe tot felul de site-uri, putem să le dăm numele acum. Tânăr, absolvent al unei facultăți, este destul ca și de greu când să mergi discuți direct cu, exact, cu compania respectivă. Și este greu pentru că în multe cazuri un tânăr proaspăt absolvent al unei facultăți merge la o companie într-un anumit domeniu, însă se cere acea și practică, în primul rând trebuie să aibă în domeniu, da, și experiență. Și de aceea, care dacă îmi permiteți, nu au, din păcate. De aceea am și spus zilele carierei, pentru că practic atunci când te gândești să urmezi să-ți alegi o facultate, atunci de fapt te gândești serios la carieră. Până poate în clasele de liceu te gândești să ai studii. În momentul în care deja îți alegi o facultate, începi ușor, ușor să te gândești spre ce carieră vei merge. În momentul în care ești student, începi să-ți construiești cariera. Să-ți o construiești, vorbează acea experiență, fiind student încă, poți să intri în interacțiune cu companiile, vizitând pentru început compania, apoi făcând practică în compania respectivă și, așa cum spunea domnul decan, colaborările noastre nu se limitează doar la atât, se referă și la proiecte de cercetare comune împreună cu companiile și la acele lucrări de sfârșit de an pe care studenții le pot face în colaborare cu companiile respective. Și atunci îmi place mie să cred că studenții care deja sunt angrenați în astfel de activități, companiile deja îi văd
Și de acolo încă poate să-i selecteze de a face. Și să meargă mai și departe. Și este foarte important pentru că practic atunci am rezolvat și problema cu experiența. Dacă aș putea spune așa, reprezentanții acelor companii pornesc cu ei de la zero și da, rezultatele cu siguranță vor fi altele. Mai puțin timp atunci când îi angajează cu perioade de training și așa mai departe. Revenim la discuții însă după câteva minute de publicitate. Am revenit în platou. Invitați astăzi în emisiunea Tu ai cuvântul sunt domnul doctorand inginer Florin Bodinu din cadrul Universității Politehnice Timișoara, conferențiar universitar doctor Caius Pănoiu, decan Facultatea de Inginerie Hunedoara și lector doctor economist Marius Benea, Facultatea de Inginerie Hunedoara. Discutam înainte de pauza publicitară despre practica studenților și am o curiozitate. În cadrul Facultății de Inginerie Hunedoara, există companii interesate sau dumneavoastră căutați aceste companii unde studenții să poată să facă această practică? Aș putea spune și una și cealaltă, în sensul că există companii care își manifestă interesul față de studenții noștri în a-și desfășura practica la dânsii. Dar există și solicitări din partea noastră către anumite companii care știm că au anumite domenii de interes și poate că studenții nu ar ști să își găsească acele companii. În momentul de față chiar am demarat, începând de săptămâna trecută, activitatea de realizare a unor contracte între facultate și companiile respective. Noi le solicităm dânșilor în funcție de perioadele de practică din luna august și septembrie să ne spună câți studenți pot accepta în fiecare perioadă pentru o bună desfășurare a practicii și pot spune că începând de acum câțiva ani, 5 ani de zile probabil, toți studenții noștri au avut un loc unde să-și desfășoare practica. Deci nu s-a întâmplat să nu găsim Pune problema da. De că studenții deci sunt undeva către 40 și ceva de firme cu care avem încheiate acorduri de practică. Chiar astăzi, venind încoace, persoana responsabilă a rămas ca să mai încheie câteva acorduri în municipiul Deva. Urmează să mai plece la Mintia și zic că e o problemă care este destul de bine organizată. În plus, în ultimii 2 ani am avut un proiect pe programul POSDRU în legătură cu practica studenților și au desfășurat stagiul de practică un număr de 120 de studenți, ținta era 100 de studenți, cu o firmă din Hunedoara. Pot spune că a fost foarte benefic pentru studenții respectivi, în sensul că este o firmă de IT. Nu vreau să precizez numele, dar au avut numai de câștigat cei de la specializarea de informatică industrială. Da, în plus, teoria e teorie, dar practică... Da, deci ei au mers în firmă într-un număr, să spun, acceptabil, 10-12 studenți erau într-un stagiu de 3 săptămâni. Programul i s-a făcut mai flexibil pentru că stagiul de practică n-a fost numai vara, ci a fost și în timpul activităților școlare și desfășurau practica după masa. Au fost tineri care, în urma acestei sesiuni de practică, dacă pot să-i spun, s-au și angajat la compania respectivă sau la alte companii la care au făcut practică? Deci s-au angajat și la compania respectivă. În plus, la companie, între cei care îi pregăteau, erau și foști absolvenți ai facultății noastre, care au devenit instructori pentru tineri. Probabil la fel au ajuns și ei acolo. Deci, zic că a fost foarte benefică. În ceea ce privește acest eveniment, Arena Educației, la noi, mulțumesc, la Hunedoara, da. Vă spuneați că vor participa și elevi, chiar da. Și de gimnaziu. Da. Ați discutat cu reprezentanții inspectoratului școlar. Da. Credeți că va fi același feedback din partea lor, la fel cum spunea și domnul Bodin că a fost la, în ceea ce privește studenții? Adică este greu de estimat. Că sunt, au o vârstă mai fragedă. Da, dar noi să nu uităm că în primul rând suntem educatori și
probabil din, la o vârstă mai, cum e clasa a 6-a, 7-a, încet, încet, trebuie să le arătăm diferite școli, meserii și așa mai departe. Ori eu nu cred, și mai ales copiii astăzi de clasa a 7-a, nu mai sunt cum eram eu copil pe clasa 7-a, sunt mult mai dezvoltați, mai evoluați, o gândire mai pragmatică, ceea ce este foarte bine. Eu zic că e foarte bine și referitor la practică, tot acest gen de evenimente, zilele carierei sau arena educației, este un prilej ca studenții să-și găsească locuri de practică în companiile respective și nu numai. Probabil că și liceele, deși liceele cred că i-au încheiate convenții. Da, mai puțin dar, în partea aceasta practică. Vreau să vă spun că este foarte greu realizarea, cum spunea domnul Bodin, acestei legături între mediul academic și mediul societar. Este foarte greu. Dar nu este imposibil. Nu e imposibil. De aceea să fac astfel de evenimente și nu numai. Vor fi companii doar din județul Hunedoara sau vor avea posibilitatea companii și din alte județe să participe la acest târg impropriu spus? Da, da, bine. Noi o să lansăm mai multe invitații, că știm foarte bine că lansăm un număr de N invitații și de obicei, din păcate, nu răspund toți, precum ca la o nuntă, cer scuze comparația. Dorim, în primul rând, să aducem companii legate, cel puțin, de specializările noastre. Pe autovehicule rutiere avem în județ. Pe IT avem în județ și nu numai în județ. Dar ne gândim, sau m-am gândit că totuși ar fi mai bine din zonă pentru că să-i atragem și spre practică și locuri de muncă. Fiind o companie un pic mai îndepărtată, locație vreau să spun, este mai greu. Mai studentul greu. Probabil nu va dori ca să meargă în Cluj, ca practică și ca viitor de loc de muncă. Da. E, și locurile de muncă, așa cum am zis și la începutul emisiunii, chiar și după ce finalizează cursurile unei facultăți, e cam greu să-și găsească un loc de muncă în domeniu în care am învățat, nu știu, 3, 4, 5 ani. Cam așa cred că și la facultatea de inginerie se fac atâți ani. Oricum, o practică reușită, și nu e singura, bineînțeles v-a spus și domnul decan câteva exemple și domnul Bodin, o practică reușită a fost a studenților de la facultatea de inginerie din Hunedoara la Hunedoara TV. Da, am avut într-adevăr câțiva studenți care s-au descurcat foarte bine și vă felicit și pe dumneavoastră și pentru acest lucru, pentru că și că veți mai accepta, probabil. Tinerii se descurcă, chiar dacă urmează facultatea de inginerie. Și dacă este să vorbim de reușite, eu aș aduce aminte că recent un absolvent al facultății de inginerie din Hunedoara, dacă ne uităm în presa centrală, nu? A obținut Birtoc Băneasa, a obținut premiul întâi la Salonul Internațional de la Geneva. Da, l-am avut și noi în emisiune în urmă cu câteva săptămâni. A fost aici și, într-adevăr, chiar a spus și a pomenit de facultatea de inginerie unde el s-a format și a reușit să ne facă pe toți, atât că suntem hunedoreni, da, fie români, sigur, să ne facă mândri. Da. Este un lucru foarte important și important este ca și ceilalți tineri care sunt acum la facultatea de inginerie, să fie impulsionați oarecum de tot ceea ce a făcut el. Pentru toți. Chiar îmi spunea că a fost premiat în foarte multe țări. Și nu prima dată la Geneva. Da. Da, exact. Da, este un exemplu al faptului că dacă perseverezi, cu siguranță poți să reușești. Facultatea de inginerie din Hunedoara nu este cu nimic mai prejos decât o facultate din Timișoara. Din păcate, nu toți își permit să plece foarte departe de casă. De aceea, mare parte din specializările care se regăsesc în Timișoara, la Politehnică, se regăsesc și la această facultate. Repet, este, Birtoc Băneasa este un exemplu al faptului că se face și în Hunedoara, la Politehnică, se face o școală de calitate. Eu aș spune că nu este atât de greu să-ți găsești un loc de muncă atâta timp cât student fiind, te preocupă cariera ta, te preocupă, pe lângă cunoștințele teoretice pe care facultatea se străduiește să ți le transmită, să te ocupi și de partea practică a lucrurilor. Și iată că, la fel ca și la Timișoara și la Hunedoara, universitatea este preocupată de
a asigura această legătură dintre mediul economic și universitate și studenți, bineînțeles, ca să se încheie acea verigă. Și bineînțeles că la capitolul inserție absolvenților, Universitatea Politehnică, din dorința de a afla ce se întâmplă cu absolvenți pe atunci când termină universitatea, dar și datorită cerințelor... Vă preocupă și ce se întâmplă după finalizarea cursurilor. Exact, nu numai datorită cerințelor Ministerului, de cerințe de aportare. Suntem interesați să vedem cum se integrează pe piața forței de muncă. Recent am încheiat studiile inserției pentru promoția 2011 și făcând o comparație cu o promoție puțin mai în spate, dacă la nivelul anului 2010 absolvenții Universității Politehnică la 6 luni de la absolvire, pentru că ce se întâmplă atunci când ei își primesc diplomele, și asta se întâmplă într-adevăr la aproximativ 6 luni, noi facem un studiu privind inserția pe piața muncii. Și atunci le actualizăm datele de contact din baza noastră de date, pentru că ei intră cu niște date la admitere, nu? Când se înscriu. Le actualizăm, pentru că peste 4 ani de zile lucrurile se mai schimbă, și mai schimbă adrese și așa mai departe. Și atunci îi întrebăm dacă s-au angajat, dacă s-au angajat în domeniu, dacă s-au angajat în specializare, ce cunoștințe le-ar fi fost utile și nu le-a dobândit în facultate, și așa și mai departe. Rezultatul? Și rezultatul a fost că 80% din absolvenții promoției 2010 sunt angajați la 6 luni de la absolvire. Dacă ne-au zis la promoția 2011, îmbucurător, cifra a crescut. Suntem în momentul de față la 86% dintre studenți angajați. E adevărat că dacă mergem mai departe puțin, să vedem cât sunt în domeniu, cât sunt în specializare, o să constatăm că nu scade sub 50% acest procent. Deci, cred eu că și am sătuit și astăzi, pentru că astăzi și Facultatea de Inginerie și noi de la Timișoara am fost în liceele din Deva și din Hunedoara și practic am sfătuit absolvenții de liceu care doresc să se îndrepte spre o facultate să facă următorul lucru. Să-și aleagă o specializare și o facultate nu după numele frumos pe care le are acea specializare, ci să se uite pe site-urile de joburi, să se uite pe pagine ziarelor unde sunt ofertele de locuri de muncă, să vadă ce se caută, apoi să vadă care sunt școlile care pregătesc acei specialiști și mai departe să vină să cunoască și mai bine Universitatea Politehnică din Timișoara și de ce nu să aleagă una din specializările pe care noi le punem la dispoziție și nu și sunt aici, puține. La Hunedoara și la Timișoara și sunt 56 de specializări pe care le punem la dispoziția lor. Au de unde să aleagă în orice domeniu. Și ca să întărim, le-am spus, ca să întărim ceea ce am vorbit, le-am rugat să intre pe zilele carierei.pt.ro să vadă că legătura dintre, pentru că le-am spus, după 4 ani de zile vor avea o diplomă. I-am sătuit să aleagă o facultate și specializări acreditate, nu se pune problema universității noastre, toate specializările facultăților noastre sunt acreditate. Apoi, i-am rugat să intre pe site-ul zilor care să vadă care sunt companiile și cât de multe oferte îi așteaptă la finalizarea studiilor. Sunt multe, chiar multe companii, cum spuneați și dumneavoastră, de la câteva luni, nu știu, jumătate de an, cred că a trecut de la prima ediție și numărul celor reprezentanților companiilor s-au dublat. Da, iată că orice proiect este perfectibil și eu mă bucur că la Hunedoara există preocuparea de a duce și școle generale și liceele aproape. Se vede că există interes în primul rând pentru student și pentru viitorul lui. Sigur că da. Să ne aducem aminte că în afara țării se întâmplă lucrurile mult mai devreme. Sunt organizate în companii zilea porților deschise, unde chiar și copiii de grădiniță sunt duși în vizită la companiile respective, mă rog, poate nu chiar de grădiniță, dar din anii mici de școală, astfel încât să deprindă oarecare drag și atunci, probabil, de și o anumită meserie. Și pe parcursul anilor, acel copil știe exact pe ce să se axeze la orele de curs. Și este mult mai ușor să-l iei de mic și să-l ajuți. Chiar și părinții, dacă văd că au o anumită înclinație copiii, ar trebui să-i sprijine. Dumneavoastră ați fost, că spuneați, domnule Budin, mai devreme că ați mers în câteva școli din Deva. Ați fost și în alte localități? Ați stat de vorbă cu directorii școlilor, cu elevii? Vă rog. De câțiva ani, Universitatea Politehnică din Timișoara... Mergem împreună. Domnul Budin a organizat așa zisa caravana Politehnicii în licee. Așadar, stabilind din timp ce licee
la ce licee să mergem să facem prezentările, stabilim din timp, data, ora și așa mai departe. Bineînțeles, aceste prezentări noi le facem un pic, cred că mai diferit, nu știu cum le fac ceilalți, în marketing, diferențarea produsului asta. Noi mergem, de exemplu, cadrele didactice de la noi, eu vorbesc acum numai de facultatea noastră, însoțit de domnul Bodin, cu studenți de la dânsii, de asemenea cu studenți voluntari. Deci vin și studenți, participă, nu doar cadrele universitare. Vă spun, e alt impact. Îi îmbrăcăm frumos cu câte o șapcă scrisă UPT sau Facultatea de Inginerie, cu un tricou, cu embleme. Și probabil și elevii ascultă mult mai mult la ce spun studenții. Și eu vă spun, eu cam așa fac când mă duc și domnul Bodin, spunem și noi ceva vorbe la început, adică deschidem și în rest îi lăsăm pe ei. Are alt impact. Sunt convinsă. Bine, îi mai ajutăm, îi sprijinim, nu îi lăsăm, dar facem o deschidere și mai iau și ei cuvântul și spun din experiența lor de student la facultatea respectivă, specializarea și mai departe și impactul e mai... Ba mai mult decât atât, atunci când mergem în licee și facem acest lucru cu studenții voluntari, cu studenții voluntari, încercăm să mergem cu chiar elevi din liceele respective, cu absolvența liceului respectiv, pe care, să spunem așa, îi scoatem în față și îi dăm ca și exemplu și punem pe ei să vorbească ce este mai credibil decât un absolvent al liceului respectiv să vină să spună, uite cum este la Politehnică. De pildă acum, ultimul liceu care l-am vizitat a fost Decebal, am fost cu câteva, o absolventă sau două absolvente de la liceul Decebal care sunt la noi la facultate. Și astfel se gândesc că acești tineri... E o garanție. Exact, dacă zicem. Persoana respectivă a putut, eu de ce nu? Exact. Anul trecut, spre exemplu, am mers... numai cei de la Facultatea de Inginerie Hunedoara, separat de caravana de la Politehnica Timișoara, la 46-47 de licee din județ, dar și din județele învecinate. Revenind la ce spunea domnul Bodin ceva mai înainte, într-adevăr se face școală și la Facultatea de Inginerie Hunedoara și dovadă nu este numai Birtoc. El și acum se întoarce la facultate și își face experimente în laboratorul de autovehicule rutiere. O dovadă este că zilele trecute a avut loc la Timișoara, sub egida Universității Politehnice Timișoara, un concurs de robotică la care au participat în general universități din partea de vest a țării și la care a avut și Facultatea de Inginerie Hunedoara o echipă care a câștigat locul întâi. Felicitări! Și acesta nu cred că este singurul premiu pe care studenții facultății dumneavoastră l-au obținut. Nu. Există și avem iarăși un exemplu recent, 3 studenți din anul 4 au participat la un concurs internațional online, dar organizat și în România, Global Challenge Management, în care au luat locuri foarte bune, nu l-au luat locul întâi pentru că este un concurs mondial. Dar am avut un loc onorabil bune, exact. Pe teme numai de business. Dar business aplicat cu acțiuni, cu obligațiuni, cu concedieri, cu date afară, cu îmbunătățirea produsului. Și s-au descurcat studenții. Specializarea inginerie și management. Pe lângă, mi-a spus de roboți, de aceste concursuri pe care tinerii participă. Mai există și alte, nu știu, specializări pe care pot merge studenții în cadrul universității, în cadrul facultății de inginerie din Hunedoara? Robotică. E interesantă de la cel mai mic până la o persoană, știu, de vârsta a treia. Specializări, avem 7 specializări, toate acreditate la studiile de licență. Dacă ați început cu roboței, sunt studenții de la informatică industrială. Birtoc este absolvent al specializării autovehicule rutiere. Mai avem specializarea electromecanică, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie economică în știința materialelor. Este o gamă. Ingineria elaborării materialelor metalice și ingineria proceselor siderurgice. Deci o gamă largă de specializări plus pe care le oferim absolvenților de liceu. Plus programele de master. Deci au posibilitatea să urmeze și... Plus 5 programe de master. Tot în domeniu, presupun. Continuarea pregătirii pe care au... Pe dezvoltare durabilă chiar. Da. Și informatică. Informatică.
cu siguranță acest eveniment de care vorbeam va avea, de fapt să sperăm că va avea succes, mai ales că se apropie examenul de bacalaureat, da. Mai sunt câteva luni și să sperăm că vor reuși tinerii să și promoveze, că aici este o problemă, din păcate. De câțiva ani. Exact. 20 de secunde, o să vă rog, așa, în încheiere, să ne spuneți câteva cuvinte despre acest eveniment. Domnule Bodin, domnule decan, vă rog. Dacă este să mă refer la evenimentul de la Timișoara, cu siguranță că, așa cum au trecut deja două ediții, așa cum am spus, în fiecare an universitar ne dorim să organizăm două ediții pe an. Sigur că vom acorda tot sprijinul nostru și toată experiența pe care am dobândit-o pe parcursul celor două ediții Colegiul Drahunedoara, astfel încât să organizăm și aici un eveniment de succes, pentru că este nevoie de această conectivitate între academic și privat și aici, și cu siguranță că vor fi rezultate și sunt sigur că va fi apreciat acest eveniment în bună măsură și din partea companiilor, dar și din partea agenților economici din zonă. Domnule decan. Și eu pot să spun că, deși este pentru prima dată când organizăm un astfel de eveniment, cred că, având în vedere experiența celor de la Timișoara, va fi un eveniment de succes, atât pentru noi, cât și pentru firmele care vor participa și chiar și pentru tinerii de la liceu și de la școlile generale. Domnule Benea, dacă doriți să adăugați ceva scurt. Atât. Acest eveniment pe care îl dorim în 22 și 23 mai să fie doar o secvență dintr-un proiect de acest gen de viitor, o construcție viitoare. Vă mulțumesc mult pentru și prezența noastră în emisiune și vă mai aștept și cu alte ocazii, cu rezultatele acestei, cu feedback-ul. Mulțumesc. Mare drag. Vă mulțumesc și noastră telespectatorilor pentru că ați fost și astăzi alături de noi. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara TV pentru că aveți ce vedea. Eu vă doresc o seară plăcută în continuare. La revedere!